De unde până unde apar păsări cu aripi de bronz în imaginația eschimoșilor? De ce vorbesc amerindienii despre o pasăre a tunetului? Cum puteau ști strămoșii maiașilor că pământul este rotund? Toate astea în episodul de azi. Potrivit însemnărilor și observațiilor făcute până acum, în vechime au existat lucruri care n-ar fi trebuit să existe conform concepțiilor curente. Mitologia eschimoșilor, de pildă, susține că primele triburi au fost aduse în nord de către zeii cu aripi de bronz. În cele mai vechi legende ale amerindienilor se vorbește despre o așa numită pasăre a tunetului, care le-a adus focul și rodul. În mitologia maiașă, mai exact, în cartea Popol Vuh, se spune că zeii cunoșteau tot: universul, punctele cardinale, până și faptul că pământul este rotund. Maiașii erau inteligenți, aveau o civilizație foarte dezvoltată. Ei ne-au lăsat moștenire un calendar fabulos, precum și niște calcule extraordinare. Știau că anul venusian are 584 de zile și îl calculaseră pe cel terestru la 365,2420 zile. Rezultatul exact? Astăzi avem 365,2422. Maiașii au făcut calcule calendaristice de până la 64 de milioane de ani. În inscripții mai recente se întâlnesc unități de calcul care ajung probabil la 400 de milioane de ani. Faimoasa ecuație venusiană ar fi putut fi calculată de un creier electronic. Greu de imaginat că provine de fapt din mintea unor oameni care trăiau în junglă. Maiașii au descoperit că toate ciclurile lunii, soarelui și al planetei Venus se suprapun după 37.960 de zile. Conform mitologiei, zeii revin atunci la marele loc de întâlnire. Legendele despre zei ale popoarelor preincașe povestesc că stelele sunt populate și că zeii au venit pe pământ din constelația Pleiadelor. Înscrierile sumeriene, asiriene, babiloniene și egiptene se reia mereu aceeași imagine. Zeii au venit de pe stele și s-au întors acolo. Ei călătoreau în nave de foc pe cer, posedau arme cumplite și au promis unora dintre oameni nemurire. Este firesc ca popoarele străvechi să-și fi căutat zeii pe cer și să-și fi dat uneori frâu liber imaginației, pentru a descrie într-un mod cât mai spectaculos minunăția unor fenomene de neînțeles. Chiar dacă admitem acest lucru, tot rămân prea multe ciudățenii. De unde să fi știut, de pildă, cronicarul Mahabharatei că poate exista o armă care să osândească o țară la 12 ani de secetă, care e suficient de puternică pentru a ucide pruncii în pântecele mamelor? Mahabharata, această epopee a Indiei antice, este mai cuprinzătoare decât Biblia și are o vechime apreciată în modul cel mai precaut, la cel puțin 5.000 de ani. Fără doar și poate, merită să o recitim cu alți ochi. Nu ne mai miră faptul că atunci când aflăm din Ramayana că aparatele de zbor numite Vimana circulau la mare înălțime folosind mercur și un puternic curent de aer. Aceste Vimana puteau străbate distanțe nesfârșite, deplasându-se de jos în sus, de sus în jos, precum și înainte. Niște nave aeriene cu o manevrabilitate de invidiat. Să nu trecem cu vederea faptul că iarăși nu se vorbește doar despre un aparat de zbor, ci de asemenea despre vuietul asurzitor produs de acesta. Într-un alt loc din Mahabharata se spune: Bhishma zbura cu vimana lui pe o rază uriașă, care strălucea precum soarele și al cărei zgomot era precum tunetul furtunii. Imaginația izvorăște întotdeauna, oricât de bogată ar fi, din fapte reale. Cum ajunge cronicarul să descrie lucruri care presupun că el să fi avut în minte imaginea unei rachete, precum și să fi știut că un astfel de vehicul lasă în urmă o rază luminoasă și produce un zgomot înspăimântător? Prima carte a Mahabharatei dezvăluie povestea intimă a tinerei necăsătorite Kunti, care primește vizita zeului soarelui și ulterior dă naștere unui fiu care este strălucitor precum soarele. Deoarece Kunti se temea încă de pe atunci că se va acoperi de rușine, a așezat copilul într-un coșuleț și l-a lăsat să plutească pe un râu. Un bărbat vrednic din casa Suta a pescuit coșulețul din apă și a crescut copilul. O poveste care nu ar merita atenția noastră dacă nu ar semăna în mod izbitor cu povestea lui Moise. Și tot mereu,
Se insistă asupra faptului că oamenii au fost fecundați de către zei, asemenea lui Gilgamesh și Aryuna, eroul Mahabharatei. Anumite lucruri nu pot fi născocite. Nici noi nu am căutat în timpurile preistorice astronauți și vehicule cerești dacă aceste apariții nu ar fi menționate decât în 2-3 scrieri vechi. Însă de vreme ce aproape toate textele popoarelor preistorice de pe tot cuprinsul Pământului istorisesc aceleași lucruri, avem datoria să scoatem la lumină adevărurile obiective ascunse în aceste texte.